Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bună seara, mulțumesc. Bună. Cum seara. Sunteți? Sunteți bine? Bine. Că eu nu prea, de asta am venit aici la voi să mă plâng un pic. Pentru că tocmai ce m-am certat cu iubita mea, că a zis, da, a zis gata, nu se mai poate, trebuie să schimbăm ceva în relația asta. Așa că m-a schimbat pe mine cu altul. Și problema e când nu mai ai relații de foarte puțin timp, e că începi să cauți și să vezi oportunitățile peste tot. De exemplu, eram la gara acum câteva zile, așteptam un tren și văd scris mare pe un perete, relații cu clienții. Nu mi-a venit să cred, m-am dus să mă prezint, am zis bună ziua, eu sunt clientul, când putem să începem relația? Bun. N-am început nimic decât un proces pentru reclamă mincinoasă, asta am început, dar m-am gândit că poate nu e ceea ce am zis, ci felul cum arăt, deși știu că pare greu de crezut. Și ca orice bărbat care a trecut proaspăt printr-o despărțire și este foarte inteligent, am zis să mă apuc de sală, că na, asta rezolvă tot, doar că problema cu sala e că nu-i făcută pentru oamenii care n-au mai făcut sală înainte. Pentru că fie sunt exerciții foarte grele, trebuie să spui YouTube la tutoriale, le uiți până ajungi la sală, așa că ceea ce ajungi să faci e că ajungi să faci exercițiile care însuși nume spune ceea ce trebuie să faci, cum ar fi împins cu bara la piept, n-ai ce să greșești, și eu merg mai departe de atât și eu împing exclusiv cu bara la piept, că mă vedeți cum arăt. De fiecare dată când încerc să împing eu bara la piept, vine câte un domn care e cât 2-3 răzvani, și mă întreabă câte serii, câte repetări mai am, orice ar însemna asta. Și eu de fiecare dată îi spun că e ziua lui norocoasă, că fix acum terminam. Dar am stabilit deja mai devreme că el este un domn, nu spune că nu-i problemă, dacă vrei putem să facem alternativ. Care alternativ eu nu înțeleg ce vrea să spună, că eu nu pot să dau jos unul din cele 8 discuri de câte 15 kg pe care el le pune pe bara aia. Sau se referă că alternativ că face el, că face când cu bara, când cu mine, când cu bara, când cu mine și asta. Dar când mi-am dat eu seama că n-am cum să fiu mascul alfa, a fost acum vreo săptămână când în sfârșit am avut și eu apă cald, n-am mai trebuit să mă duc la sală. Și în momentul în care am intrat în baie, am fost întâmpinat de un gândac mare roșu de circa jumătate de metru. Care, la o scurtă căutare pe Google, am aflat că poartă numele de gândac german de bucătărie. Și în momentul ăla am avut două întrebări. Prima dintre ele ușor filozofică, și anume ce caută gândacul de bucătărie în baie. Corect. Și a doua, chiar mai bună, mă întrebam cum lămuresc eu cu el asta. Că n-ai, el nu vorbea română, eu nu vorbeam germană. Așa că ceea ce faci când te întâlnești cu un imigrant cu care nu te înțelegi, încerci să scapi de el cumva, dar să nu se prindă totuși. Așa că m-am dus după un insecticid ca să-l gazez, că era cumva poetic fiind german. Bine, bine, bine. Din păcate, pentru acest moment de umor n-aveam, așa că l-am supus la un jet de apă caldă la duș, la 90 de grade, 2 minute, am zis că gata, acolo, acolo moare. M-am dus la a doua zi pe seară să verific, că ziua tot mi-era frică. Și în momentul ăla mi-am dat seama de termenul pe care sper să nu-l încurc, de incompatibilitate culturală cauzată de diferențe lingvistice. Și anume, ceea ce mi-am dat eu seama este că în momentul în care am intrat în baie, gândacul era tot acolo, chiar mai aproape, atașa ușor din cornițe m-a salutat, i-am zis și eu gută nah, că am învățat de seara trecută, n-am fost fraier. Și în momentul ăla, ca un bărbat al facestunt, ce am făcut a fost că am dat să sting lumina, că dacă eu nu-l văd și el nu o vede, clar nu mai există. Și m-am pus să caut apartamente de cumpărat. Vă întrebați probabil de ce, foarte simplu, în apartamentul vostru, proprietate personală, puteți să dați foc atât apartamentului cât și gândacului din acesta. Asta ar fi concluzia. Și eu care credeam că vrei să-i oferi micuțului o casă. Nu, nu sunt, nu sunt atât de bun. Aici se mănânc. Și în final, mi-am dat totuși seama, am găsit soluția, când vineri un prieten mult de-al meu a venit cu câine la birou și toate fetele erau nebunite. Bă, și câinele ăla făcea cele mai simple lucruri. Se rostogolea, dădea lăbuța, mergea cu spatele și toate fetele erau nebunite după el. Spuneau, vai, ce frumos și deștept e. Eu în 2 ani de muncă un bravo n-am primit.
Nu mi-a zis nimeni, bravo Răzvan, ce modele matematice complicate faci tu aici la muncă, ce deștept ești, pe lângă asta mai ești și frumos. Bă, nimeni. Și în cele din urmă am găsit soluția la problema mea cu iubita, că suntem în 2023, o să mă duc în America și nu o să mă duc să fac operații de schimbare de sex, o să mă duc să fac operații de schimbare de regn, că poate așa o să am fete la picioarele mele într-un mod foarte ușor. Bravo! Mulțumesc! Bravo, mă! Bravo, mă! Bravo! Bravo! Mulțumesc frumos! Excelent! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet!